Trăim într-o lume globalizată în care sănătatea publică devine tot mai importantă. Vom încerca să înțelegem ce este sănătatea publică cu invitatul nostru de astăzi, profesorul Răzvan Cherecheș de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Îți pun această întrebare de start. Ce este sănătatea publică? Dar te rog să ne dai o definiție pe care să o înțelegem într-un limbaj de simț comun sau de interfață între știință și simțul comun. Spus foarte simplu, e utilizarea oricăror măsuri disponibile care îmbunătățesc starea de sănătate a populației. Sănătatea publică a traversat mai multe paradigme pe parcursul timpului, respectiv 5 dintre ele. Cele 3 cele mai recente, în 1950-60, se folosea paradigma biomedicală, în care spitalele erau centru de difuzare a sănătății către populație. În 70-80 s-a utilizat paradigma promovării sănătății, în care se făceau programe în care se încerca modificarea comportamentului populației către un comportament mai sănătos. Și acum, 90-2000 și încoace, se utilizează abordarea globală, în care se merge pe determinanți sociale, astea de sănătate, determinanți biologici, integrarea lor, modificări la nivel structural a societății pe ansamblu. Deci, practic, astea sunt cele 3 paradigme mai cunoscute și, scurt spus, spunem dacă am înțeles bine, prin sănătate publică, de fapt, înțelegem preocuparea noastră pentru a promova sănătatea, pentru a preveni îmbolnăvirile, pentru a crește, de fapt, starea de bine a populației, nu? Da. Prin niște acțiuni pe care le facem, într-o manieră conștientă, planificată și, de obicei, la nivel populațional. Aici nu lucrăm la nivel individual, ci la nivelul grupurilor, mai mici sau mai mari, dar... Practic, intervenția este la nivel populațional. Universitatea Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health au ca și motto Improving Lives a Million at a Time, îmbunătățind viețile câte un milion odată. Sănătatea publică, noi lucrăm cu populații, cu statistici. Orice intervenție faci, n-ai cum de unde să știi, n-ai cum să-i atingi pe toți, să fie indivizi care o să rezistă, să fie indivizi care nu o să schimbe comportamentul, să fie indivizi care nu o să aibă o viață mai bună, nu o să aibă o viață mai sănătoasă, dar pe ansamblu, îmbunătățirea statisticilor, scăderea ratelor de cancer, de exemplu, sau creșterea populației care face activitate fizică, scăderea populației care fumează. De exemplu, actuala lege care tocmai a fost trecută în Parlamentul României, a fost o măsură de sănătate publică, interzicerea fumatului în spațiile publice, care, indiferent de opoziția populației sau a celor care fumează, va duce, fără îndoială, pentru că intervenția asta a funcționat în alte state, la scăderea ratei de fumat și la îmbunătățirea sănătății populației. Asta este un exemplu foarte bun, fiindcă, uite, când vorbim de sănătate publică, eu văd lucrurile în felul următor. În primul rând, ne trebuie, ca prim nivel, cunoștințele pentru a putea promova sănătatea și a preveni îmbolnăvirile. Deci ai nevoie de cercetări în domeniu. Hai să presupunem că acest lucru funcționează bine. Facem cercetări, cunoaștem lucrurile. 2. Diseminarea acestor informații. Prin, cum am spus, acțiuni planificate, bine gândite, astfel încât să fie decizii informate, să ajungi la grupuri, să ajungi la diverse populații. Aici deja pot să apară o serie de probleme, adică modul în care cunoștințele sunt transformate sau sunt diseminate pentru a ajunge la populație. Și a treia problemă pe care o să vreau să o abordăm se referă la următorul fapt. Să presupunem că au ajuns cunoștințele la oameni. Oamenii știu, spre exemplu, că dacă mănânci gras, dacă nu faci sport, spre exemplu, dacă ai un anumit stil de viață, asta te predispune la anumite probleme. Știu, cancer, tulburări cardiovasculare, tulburări psihice și așa mai departe. Și cu toate astea, un segment mare din populație, deși are aceste cunoștințe, nu le implementează în comportament. Mă mai dat exemplu cu fumatul. Acolo, clar, cunoștințele le avem. Modul în care s-a transpus sau s-au transpus aceste cunoștințe în lege a fost greșit sau de ce a fost această opoziție? A fost foarte corect. Opoziția a fost foarte simplă. Din cauza producătorilor de țigări, care pierdeau afacere. Și din cauza fricii proprietarilor de restaurante și baruri, care le-a fost frică că o să-și piardă clienții. Deci, practic, n-a fost o reacție și din partea, hai să spunem, populației sau nu s-a greșit undeva în implementarea cunoștințelor prin lege? Nu se putea face, se putea face altfel, astfel încât să nu existe această opoziție? Există trei modele de pentru orice fel de reformă am vrea să facem. Educație, enforcement sau obligarea și engineering, modificarea prin inginerie socială. Partea de educație,
scrie pachete, scrie peste tot, toată lumea știe că fumatul face rău sănătății. Sunt da? Pozele alea. Da. Deci informațiile există. Da. Da. Bun. Pe de altă parte, aici avem rezistența, pentru că indivizii spun, mie nu mi se poate întâmpla. De-aia oamenii conduc cu viteză mai mare decât e cazul, subestimează riscul, supraestimează propriul organism. Partea de enforcement, de obligare, funcționează foarte bine ca să-i convingi pe oameni să-și poarte centura de siguranță, de exemplu. Prin lege. Da. Și okay. La fel și cu țigările, în cazul ăsta, da, în mod evident, să te lași de fumat când ești dependent implică un cost, cost emoțional, un cost social, extrem de traumatic să renunți la o adicție. Și a existat rezistență și din partea segmentului ăsta, dar ei au fost o minoritate. Populația adictivă care e dependentă de țigări e un segment mic. Uh-huh. Cea mai mare presiune în presă a fost venită din partea celor care pierdeau profit. Care pierdeau bani, practic. Da. Uh-huh. La încercarea anterioară de a interzice fumatul în locurile publice, s-au ajuns la argumente în Parlament că firmele de tutun sunt cele mai mari contributori la bugetul de stat. Și acolo, ministrul sănătății a pierdut o mare oportunitate să spună că da, dar e și cel mai mare cost. Pentru că noi plătim extrem de mult pe termen lung datorită faptului că oamenii fumează. Corect. În ce privește medicamente, asistență socială, asistență medicală, toată gama de boli care se dezvoltă. Cancer, tulburări cardiovasculare, exact. Și așa mai departe. Da. Deci, practic, spui că legea a fost bine gândită, nu se putea face altfel sau mai bine. Legea e excelentă. A făcut maximum ce se poate face. Da. Și chiar dacă în momentul ăsta, că acum există tendința de a încerca să o întoarcă înapoi. Și să facă modificări pe aici, pe acolo, schimbându-i esența, de fapt. Chiar dacă, cel puțin pe proprietarii de restaurante și de baruri, eu dispar ca și opoziție, pentru că, de fapt, ei și-au dat seama că nu le scut încasările. Uh-huh. Dimpotrivă. Pentru că, în momentul în care tu scazi cantitatea de fum dintr-un local, poți să vină mai mulți, poți să vină familii, copii. Și crește abilitatea papilelor gustative de a gusta mâncarea. Uh-huh. Încep să cumpere oamenii mâncăruri mai scumpe, încep să petreacă mai mult timp acolo, că altfel reușim mai repede. Uh-huh. Și ai mai spus un lucru, uite, pe mine ca psiholog, din aceste trei componente, cele trei componente pe care le-am menționat, cunoștințe, diseminarea cunoștințelor și după aceea transformarea cunoștințelor în comportament, sigur că pe mine mă interesează mai mult a treia componentă, adică da. Omul are cunoștințele, dar adesea nu le transformă în comportament, nu face lucrurile respective. Și asta este o problemă majoră și tu ai spus că una din paradigmele moderne în sănătatea publică se referă la factorii de context, la factorii globali. Și eu cred, spre exemplu, că asta poate să aibă un impact extraordinar asupra celei de-a treia componente. Cum să traduci cunoștințele în comportament? Fiindcă, uite, noi credem de foarte multe ori că comportamentele pe care le facem sunt generate de cunoștințele noastre sau de ceea ce știm noi în contextul că știm anumite lucruri și vrem să le implementăm. Aproape toate studiile de psihologie arată că contextul este fundamental. Degeaba ai cunoștințe. Dacă contextul nu ți activează cunoștințele respective, nu faci comportamentul. Altfel spus, degeaba știi că trebuie să faci, că dacă faci sport ești mai sănătos. Dacă nu apare contextul, n-ai în jur, n-ai aproape o sală de sport, nu-i vezi pe alții făcând. Correct. Nu știu, nu ești bombardat de modele care fac sport, deși știi aceste lucruri, nu le faci. Deși știi că mâncarea grasă, spre exemplu, sau fast food-ul îți pot crea o serie de probleme de sănătate. Dacă este aproape lângă tine restaurantul de tip fast food, dacă vezi pe cei din jurul tău mâncând în acest fel, automat faci și tu acest lucru, deși știi că nu este bine. La fel cum ai dat exemplu cu țigările. Știm că ne fac rău, vezi pozele alea înfiorătoare, vezi instrucțiunile respective că fumatul ucide și așa mai departe. Dacă ceilalți din jurul tău fumează, nu este un context în care să nu fii constrâns să nu fumezi, practic continui să ai același comportament. Deci, cred că ceea ce trebuie să înțelegem și cei care se uită la noi trebuie să înțeleagă este că nu ajunge să avem cunoștințele respective, nu ajunge să spunem că vrem să le implementăm, noi trebuie să ne organizăm mediul, astfel încât mediul să ne, dacă vrei, să creeze direcțiile spre implementarea cunoștințelor, adică mediul să ne constrângă în a face anumite comportamente. Și probabil că asta se întâmplă și la nivelul sănătății publice. Spuneai că se focalizează pe factorul global, cum ar fi, nu știu, sărăcia, distribuția geografică a resurselor și așa mai departe. Poate ne spui mai multe despre asta. Contextul extraordinar de important. Și aici vreau să dau un exemplu recent. În Făget s-a refăcut șoseaua. Da. Și s-au făcut piste de biciclete, trotuare, nu existau înainte, era numai drumul. De când s-au făcut, constant sunt oameni care merg cu bicicletă acolo, oameni care se plimbă, oameni care aleargă. Deci activitatea fizică s-a intensificat în zonă instant în momentul în care a existat locul unde se întâmplă. În momentul când ai făcut schimbarea fizică în exact. Mediu. Exact.
toate aparatele astea care sunt parcuri la noi, de mișcare fizică, uh-huh, spleen aproape tot timpul. Uh-huh. Deci las un exemplu extrem de bun în care dacă pui la dispoziția cetățenilor posibilitatea să facă o activitate fizică, o să o utilizeze. Bine, la noi problema e și în amonte, în sensul că noi nu avem nici cunoștințele, că pentru că nu există niciun program în România de educație a cetățenilor, educație pentru sănătate în școli nu există, din toată controversei cu educația sexuală și cu abordarea extrem de religioasă a poporului român, nu avem, nimeni nu diseminează informații la nivelul populației, Direcția Sănătate Publică au foarte puțin personal și foarte prost plătit și au foarte mult de lucru, Institutul de Sănătate Publică pentru motiv oarecare nu face campanii, uh-huh, și practic campaniile la ora actuală, diseminarea informațiilor, dincolo de pentru sănătate noastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime, okay, care e extrem de limitativ, ONG-uri și acolo care mai fac campanii. Pe diverse proiecte, da, pe care le au și când au fonduri. Exact, da. Și mai departe, pe urmă, convertirea informațiilor și a cunoștințelor care ajung la cetățean în activități propriu-zise, aici deja depinde de autorități locale, de politici, de implementare, de acțiuni de grup. Da, din partea cetățenilor, n-ai cum să te aștepți ca ei să se mobilizeze și să vină cu măsuri concrete. Să-și facă ei parcuri sau să-și construiască ei, da, știu eu, locuri de... Mai sunt indivizi, da, care sunt extrem de antreprenoriali și care apun proiecte sau mișcă, dar în general autoritățile publice sunt cele care trebuie să vină. Da, aici, o măsură de sănătate publică, de exemplu, educarea primarilor și a consiliilor locale. Că și aici avem o problemă. Mediul rural, nivelul lor de cunoștințe despre ce îmbunătățește sănătatea populației este extrem de redusă. Uh-huh. Deci, la ora actuală, inclusiv intervenția la nivel de politici, educarea policy maker-ului, celor care fac politicile, educarea celor care vor să candideze, încercarea de a pune pe agenda în campaniile de... teme de sănătate publică. Sunt extrem de importante. Chiar recent am analizat, noi în România, în toate spitalele, avem cam în jur de 120.000 de paturi, uh-huh, care reprezintă cam 0,6% din populația țării. Deci, practic, noi în orice moment, presupunând că toate spitalele sunt pline, știind să fie pline, pentru că altfel au un motivator să le țină pline ca să primească banii, noi ne ocupăm de 0,6%, restul 99,4% nu alocăm bani și nu ne ocupăm de ei deloc. Uh-huh. Pentru că ei nu strigă, pentru că sunt încă sănătoși. În momentul în care ajung în spital, deja de cele mai multe ori foarte târziu, sunt foarte multe care le puteam preveni. Uh-huh. Continuăm să avem o rată de mortalitate infantilă extrem de mare și de cea mai mare parte are de face cu educația potențialelor mame. La noi există forumuri și extrem de multă emulație în rândul tinerilor mame, dar în general vorbim de clasele de mijloc și clasele de sus. Mamele educate, practic, din marile orașe. Care se interesează, da, care în momentul în care rămân gravide, se duc la medic, fac profilaxie, își fac controle periodice. Avem un procent extrem de mare de femei care ajung prima dată la medic când nasc. Uh-huh. Acolo nu este niciun fel de profilaxie, nu este niciun fel de pregătire. Mai mult, educația vis-a-vis de îngrijirea copilului ulterior e deficitară. Cunoștințele de sănătate publică în România nu sunt foarte avansate și aici întrebarea mea este oare de ce? Nu se fac cercetări în domeniu? Nu asimilăm cercetările de la nivel internațional? Cunoștințe noi avem. Deci cercetarea există. Problema este că nu ajung Deci stocul de cunoștințe există. Da. Bun. Înseamnă că avem probleme unde? La diseminarea lor. Da. Și doi, după aceea avem probleme... După ce sunt diseminate, dacă s-ar disemina corect, da, să se exprime în comportament, fiindcă aici, cum am discutat, ai nevoie nu doar ca omul să știe ce-i face bine, sportul, mâncatul sănătos și așa mai departe, ci pentru a implementa acest lucru ai nevoie de parteneriate cu autoritățile locale sau cu alți factori de decizie care să creeze contextul pentru, exact, a se exprima acele cunoștințe. Bun, diseminarea de ce nu se produce? Mi-ai spus, personal puțin, bani puțini, dar... Există o conștientizare a importanței sănătății publice? Hai să presupunem că ar fi bani. Hai să presupunem că am avea personal. La nivelul autorităților? Da. Nu. Și la nivelul țării? Nu. Noi, da, noi funcționăm pe paradigma biomedicală în România. Uh-huh. La noi, noi suntem ca un om la care îi arde șura. Da. Și mergem și toată apa care avem o aruncăm pe șură. În timpul, uh-huh, ăsta casa nu are ferestre, tavanul e găurit. Uh-huh. Da, deci degeaba noi tot stingem șura într-una, că astea spitalele de fapt urlă într-una că oamenii mor. Da. Și bagi bani acolo, dar dacă tu nu te ocupi de casă, oamenii o să se îmbolnăvească din cauza faptului că e frig, că și o să fac o mulțime de alte boli. Uh-huh. Deci noi până nu ajungem să investim, să fie un buget alocat pentru programe de sănătate, pentru prevenție, pentru promovare, pentru programe care Eu am auzit pe foarte mulți miniștri ai sănătății vorbind de programe de prevenție și sunt pur și simplu, da, pentru public. Da, exact.
Da? Deci totul se rezumă la câți bani sunt alocați. La noi nu există bani alocați pentru... Deci sumele sunt absolut insignifiante, vorbim de sub 0,1%, care să meargă pentru programe de prevenire. Și pentru care se adresează, cum ai spus, la 90... Populației care aparent e sănătoasă. 90% din populație, da. Noi nu facem screening pentru tot fel de cancere care ar putea fi prevenite. Pentru cancerul de coluterii nu facem screening sistematic. Pentru tuberculoză. Noi nu suntem o țară curată mare de tuberculoză pentru că la ora actuală știm că trebuie să ne asigurăm că pacienții au aderență. Trebuie să mergi efectiv în cealaltă țară. Este un asistent social care vine de 3 ori pe zi, de 4 ori pe zi și dă medicamentele și le ia în prezența lui. Și asta previne împrăștierea bolii și duce la îmbunătățirea calității vieților și a celorlalți care nu vor fi infectați. Noi nu facem asta. Noi nu investim în lucrurile care, dar în același timp, facem transplant hepatic. Deci noi investim în măsuri medicale 0,1% extrem de scumpe. Cât de sută din populație, dar noi investim în 99% din populație. Pragmatic spus, când vorbim de sănătate publică, noi vrem să îmbunătățim segment, procentul de supraviețuire și procentul de oameni care au o viață sănătoasă. Un procent de oameni vor muri, oricum, indiferent. Aici au fost miniștrii sănătății care au spus lucrul ăsta și au fost stigmatizați ulterior, dar realitatea asta e, orice decizie e luată va face ca unii oameni să trăiască mai mult și alții să moară mai repede. Dacă nu direcționezi resurse spre cancer și direcționezi spre boli cardiovasculare, vor fi oameni care vor muri din cauza că nu au fost resurse alocate. Resursele sunt limitate. Ori, în orice moment, din punct de vedere strategic, tu trebuie să iei o decizie către ce direcționezi. Ori problema este că în momentul de față noi nu direcționăm bani aproape deloc ca să menținem oamenii sănătoși. În momentul în care ajung în spitale ne costă extrem de mult. Ideea ar trebui, spitalul ar trebui să fie ultima redută, nu primul loc unde te duci când ceva nu ți se pare că e ok. Trebuie să-i ținem pe oameni să se mențină ei pe ei sănătoși ca să nu ajungă în spitale, să nu ajungă la medicul de familie, da, e o intervenție relativ ieftină. Bun, care e tendința la nivel internațional în ceea ce privește sănătatea publică? La ce să ne așteptăm în următorii ani? Sigur, ne-ai spus de cele trei paradigme, probabil că și paradigma actuală este în schimbare, dezvoltare, adică care sunt tendințele la nivel internațional? Pe ce se focalizează comunitatea? Tot pe determinații sociale, stare de sănătate suntem. Pe determinații sociale? Michael Marmot, care a inițiat paradigma cu determinații sociale, stare de sănătate în anii 70-80, și la ora actuală, la conferințe și în întâlniri cu politicieni și cu decidenți, continuă să promoveze continuu că partea cea mai importantă e sărăcia. Ai combătut sărăcia, ai crescut egalitatea, asta duce automat duce la îmbunătățirea stării de sănătate. Noi nu suntem acolo din mai multe motive. Unu, sistemul de sănătate nu e pregătit să audă treaba asta. Doi, politicienii, există o problemă cu transferul cunoștințelor dinspre partea de cercetare către partea de politici, de decizii. În România, sincer, nu există nicio conexiune de cele mai multe ori. În cea mai mare parte a politicilor, dacă ar citi, noi citim constant justificările actelor legislative. N-au nicio treabă cu literatura, n-au nicio treabă cu dovezile. De cele mai multe ori, cea mai puternică dovadă care o folosesc e părerea experților. Și experții aici, de cele mai multe ori, sunt medici, care medici înțeleg despre boală, diagnostic și tratament. În ce privește abordări populaționale, nu au fost educați, nu au fost trainați pe asta, nu lucrează cu abordări populaționale. Deci asta este o problemă mai generală cu factorul politic în România, fiindcă, după cum știi, în democrațiile avansate, legile serioase și cu impact, cu potențial impact, se bazează pe ceea ce se cheamă, sunt legi de tip evidence-based, adică se bazează pe dovezi. Întâi ai niște studii, ai niște date, ai făcut sumarizarea datelor și ai niște decizii informate. Și noi, practic, cum ai spus foarte bine, depinde mai degrabă de dorințele, supărările sau bucurile unui deputat sau unui senator, a unor grupuri de cunoscuți sau prieteni pe care are, unor interese care există la minister și atunci, de multe ori, sigur, n-ar fi rău să pornești și de acolo, dar măcar să faci un studiu de impact, să vezi care e potențialul impact al legii respective. Ori, noi nu avem nicio treabă, cum ai spus, cu deciziile bazate pe dovezi. Nu. Practic, deciziile noastre sunt mai degrabă așa după ureche și foarte emoționale. Și din nefericire pentru noi, toate reglementările Comisiei Europene pe Sănătate au rol numai de recomandare. Și atunci, este motivul pentru care legislația, în domeniul economic, sunt multe care sunt obligatorii. Și atunci le-am luat, luăm măsurile pentru forțat. Că am avut de ales. Ne-au forțat, da. Deci, pe sănătate fiind numai cu caracter de recomandare, nu le-am luat. Și acolo, asta e motivul pentru care avem atâtea probleme. Părerea mea că soluțiile nu sunt complicate. Investiția în programe de sănătate. Să fie un buget special, separat, alocat pentru programe de sănătate publică, orientate către populație, educarea oamenilor. Oamenii care să fie educați, există mulți, care să fie din domenii diverse, din psihologie, din comunicare, asistență socială. Exclusivitatea asta
a medicilor, ei văd domeniul sănătății ca fiind exclusiv al lor, îi afectează și pe ei și populația. Dacă ar începe, există între ei, sigur, care colaborează și cu alte specialități, dar cea mai mare parte continuă să creadă că medicina e singura salvare, ceea ce nu e adevărat. Mă rog, în România este această confuzie între sănătate și medicină, practic. Tu spui programe de sănătate, dar sunt de fapt medicale. Exact. Legea, în titlul legii este sănătate, dar când citești conținutul se referă la partea medicală. Da. Deși în țările vestice, sănătatea înseamnă mai multe lucruri. Sigur, partea medicală este cea mai importantă, este nucleul central, dar pe lângă ea e psihologia, asistența socială, elemente de sănătate publică și așa mai departe. Da. Încă nu avem acest concept. Inginerie, studii de securitate, multe, IT. Da, deci, da, practic, da. În domeniul nostru este vorba. Orice ministru e ministrul sănătății. Da. Dacă da. Te uiți, acțiunile fiecare dintre miniștrii impactează starea sănătatea populației. Corect. Ai scăzut taxele și impozitele, automat oamenii au mai mulți bani care le rămân în buzunar, care se utilizeze și care le va duce la îmbunătățirea stării lor de sănătate. Dacă îi folosesc într-o manieră înțeleaptă și rațională. Corect, da. Ne apropiem de sfârșit, dar înainte de a încheia, aș vrea să-mi spui ceva despre școala voastră de sănătate publică de la Universitatea Babeș-Bolyai. Noi suntem un program unic în toată Europa centrală și de est. În sensul că avem un program de licență în sănătate publică de 3 ani, care e complet în engleză. În engleză din mai multe motive. Unu, putem să aducem ușor profesori din străinătate care sunt specialiști în domeniu. Doi, putem să aducem studenți din afară, alte țări, care să facem un schimb de studenți. Și trei, toată literatura de specialitate în limba engleză. Și practic noi formăm oameni la nivel de licență, specialiști în sănătate publică, care ulterior pot să facă un Master of Public Health, un Master în sănătate publică. Aveți și programul de master, da? Da, avem și programul de master începând din toamna aceasta și pe urmă să continue cu un doctorat în sănătate publică. Uh-huh. Ăsta e modelul care e utilizat în toate țările moderne care utilizează sănătatea publică. Uh-huh. Sănătatea publică ca și domeniu e separat de medicină. La noi continuă să fie departament de sănătate publică și la Universitatea de Medicină post facultate. Deci faci 6 ani de facultate, uh-huh. după care faci rezidenția de 4 ani de 4 ani în sănătate publică. Investiția de timp și energie, 10 ani, în care formezi un om, inclusiv în specialități chirurgicale, în biochimie, ca el la final să lucreze la nivel populațional, e inutilă. Abordarea actuală, asta e abordarea modernă, care e peste tot în vest. Faci un program de licență unde îi formezi pe oameni, noi îi formăm în comunicare în sănătate, psihologie în sănătate, sociologia sănătății, politici de sănătate, sisteme de sănătate, sănătatea mediului, sănătate ocupațională, elemente de decizie, skill-ul de prezentare, de construcție de proiecte. Uh-huh. Deci avem o abordare globală și în care îi împingem pe studenți să dezvolte proiecte, să interacționeze cu comunitatea, să lucreze cu medici. Bun, deci ei sunt cei care probabil sunt generațiile care vor schimba paradigma sănătății mentale și în România, astfel încât nu doar să avem cunoștință despre ce înseamnă promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor, dar să știm să le diseminăm adecvat în colaborare cu factorul politic. Și după aceea să știm, în colaborare cu comunitățile locale, să creăm acele contexte prin care aceste cunoștințe să se transforme în comportamente. Exact. Astfel încât oamenii nu doar să știe ce ar trebui să facă, chiar să facă. Chiar să facă. Exact, da. Îți mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă emisiune din seria Călătorii Interioare.